Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. În această seară vorbim despre război, vorbim despre Ucraina, vorbim despre perspectivele războiului, perspectivele păcii. Veți auzi în zilele următoare, dacă nu cumva deja ați auzit, vorbindu-se despre 2 ani de la declanșarea invaziei. 2 ani de război, ar spune unii. De fapt, este vorba despre 10 ani de război. Este vorba despre 10 ani de la victoria Revoluției Maidanului în Ucraina, o revoluție pentru Europa, o revoluție pentru Occident și pedeapsa care a venit pentru această țară, anexarea ilegală a Crimeei, sprijinirea separatismului de către Rusia în Donbas, războiul din Donbas. De fapt, Ucraina este de 10 ani în război și nu doar de 2 ani, așa cum s-ar putea crede gândindu-ne la ziua aceea pe care nu ne o putem scoate din memorie, de 24 februarie 2022. Despre asta e vorba în discuția noastră de astăzi. Alături în studioul RFI este Angela Grămadă, expert în spațiul ex-sovietic. Va mai interveni în discuție ceva mai târziu și directorul New Strategy Center, George Scutaro. Angela Grămadă, bun venit din nou la RFI, la Decriptaj. Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. Așadar, să le spunem oamenilor, de fapt, care sunt rădăcinile acestui conflict, fiindcă nu e vorba doar de invazia din 24 februarie 2022. Da, întotdeauna cei care au fost mult mai atenți la evenimentele din Ucraina încearcă să le reamintească tuturor, nu doar românilor, că războiul într-adevăr a început în anul 2014, atunci când a fost anexată Crimeea, și ulterior a continuat cu evenimentele din estul Ucrainei, adică cele două regiuni cu lideri separatiști care au fost susținuți de către Moscova. Dacă e să analizăm un pic mai profund situația din Ucraina premergătoare acelor evenimente, lucrurile s-au început într-adevăr mult mai devreme. Eu aș începe cu anul 2012, când deja existau anumite premize la Kiev de nesupunere, în sensul că oamenii nu erau de acord cu modul în care Ianukovici guverna țara și spuneau că ne îndreptăm spre un feudalism primitiv. Deși, ca să fac o paranteză, Ianukovici dădea mereu asigurări că va semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană, urma să fie semnat, nu, în noiembrie 2013 la Vilnius, da, dacă nu mă așa, da, la Vilnius. Da, da. Ucraina a fost prima țară care a parafat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar semnarea a fost amânată de câteva ori din cauza modului în care a tratat opoziția. Ne amintim de Iulia Timoșenko în închisoare în august 2011, apoi amânarea pentru primăvara anului 2012 a procesului de semnare. Convenind în februarie 2013 ca acest lucru să se întâmple în anul 2013 la summitul de la Vilnius și înaintea summitului să avem acea decizie și acea declarație publică a lui Ianukovici că nu va semna acordul de asociere. Pentru Rusia era foarte important să amâne acest proces, dar nu să-l amâne temporar, ci să-l amâne de tot, adică să-l anuleze, pentru că o Ucraina mai aproape de Europa ar fi stârnit o invidie a cetățenilor ruși care aveau încă ceva viziuni democratice pentru evenimente similare ca să se întâmple în Federația Rusă. Da, fuseseră și în 2012 protestele în Rusia după alegerile prezidențiale considerate fraudate, proteste masive care se pare că l-au speriat pe Putin și a trecut la așa numitele măsuri active, ce vedem azi, războaie hibride, dezinformare. Noi am putea discuta foarte mult. De exemplu, în anul 2012, în noiembrie, a fost adoptată legea cu privire la agenții străini în Federația Rusă ca urmare a evenimentelor din mai 2012, adică acele prime măsuri de suprimare a oricărei urmi de democrație sau democratizare a societății, adică, ruse. Cine protestează nu poate fi decât agent al străinătății. Un rus nu poate să protesteze. Nu are voie să protesteze, nu împotriva acelei verticale a puterii care a fost instaurată de către Vladimir Putin
și susținătorii săi, susținătorii săi fiind acele structuri de forță din cadrul puterii ruse, care încearcă să gestioneze toate resursele financiare și de putere ale statului. Dar revenind la Ucraina, problema nu a constituit-o neapărat Ianucovici, pentru că știam foarte bine că el este un actor politic foarte ușor de convins, dacă îi face anumite promisiuni, ci mai degrabă problema o constituia societatea ucraineană, care întotdeauna s-a opus oricărei forme de reprimări care era organizată de către autoritatea statală. Și avem 2004, avem 2005, februarie 2005, avem ulterior de noiembrie 2013, aversiunea cu care ei au ieșit în stradă zi de zi timp de câteva luni. Deci o societate care și-a dorit democratizarea, occidentalizarea în felul ei. În felul ei, da, și care nu accepta să fie, cum să spun eu, să îi se îngrădească anumite drepturi și libertăți. Întotdeauna au ieșit în stradă, eu chiar am întrebat câțiva colegi din Ucraina în acea perioadă, cât ei sunt dispuși să stea acolo, pe un ger de minus 15, minus 20 de grade, și el mi-a răspuns foarte așa liniștit, atât timp cât va fi nevoie să ne democratizăm țara și să nu mai avem parte de asemenea evenimente de care am avut parte în noiembrie 2013. Da, ceea ce a urmat se știe, Ianucovici a fost răsturnat de la putere, în cele din urmă Ucraina a semnat acordul de asociere, dar sigur, cu pedeapsa, costuri foarte mari. Costurile au fost foarte mari și ele, iată-le venind până astăzi. Privind din partea cealaltă a Rusiei, spuneai că Vladimir Putin se temea de exemplul ucrainean, adică să le arate rușilor că iată, se poate obține o viață mai bună, mai multă libertate, mai multă democrație, toate acestea se pot obține sub Europa. Deci există alternativă la verticala puterii. Dar în Rusia, aceste intervenții asupra Ucrainei, cu Crimea, cu Donbasul, cu ce a urmat, au fost, au susținere, au tracțiune publică? Eu nu cred că neapărat au tracțiune publică atât de mare, cât sunt forțate prin modul în care autoritățile acționează. Mă refer la propaganda îndelungată la care au fost supuși rușii, mă refer la acele sondaje de opinie care au fost organizate atâta timp cât s-a putut, cât de cât, cu date care să prezinte anumite realități, nu 100% corecte, dar în care vedem că cei mai mulți susținători ai agresiunii ruse în Ucraina sunt de fapt cei care au vârsta peste 50 de ani. Cei care nu mai pot fi înrolați atât de ușor și mobilizați atât de ușor să meargă și să fie trimiși în Ucraina să lupte pe front. Adică cei care cumva sunt protejați de legislația internă a Federației Ruse. Și care au mai și prins multă propagandă rusă, aceea cu războiul eroic pentru apărarea patriei, eroismul soldatului sovietic. Nu doar asta, ci mai degrabă perioada aceea a războiului rece, în care Uniunea Sovietică era acel actor statal sau entitate statală formată din cele 15 republici care putea să se opună hegemoniei Statelor Unite ale Americii. Adică noi am fost singurii care am putut să le ținem piept într-un anumit format. De aceea acest format trebuie cumva să fie reconstruit, reconsolidat, să-i facem pe cei care au plecat de lângă noi să vină înapoi și să fie partea acelei lumi ruse pe care o promovează atât de intens cei de la Kremlin. În ultimul an au apărut foarte multe semnale din Europa, la nivel de lideri politici, înalți responsabili militari. Semnale convergente, toate spun cam așa. Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri aici, Rusia va merge mai departe, va putea să lovească pe unul dintre ai noștri. Care e planul Rusiei, de fapt? Vorbeai despre această dorință de refacere a Uniunii Sovietice, până acolo încât să pună mâna și pe Europa Centrală și de Est? Poate nu neapărat pe Europa Centrală și de Est, adică bine, o parte a Europei de Est îi interesează cu siguranță și aici ne referim la Republica Moldova, ne referim la Caucazul de Sud, ne referim la statele Baltice, dar vor o extindere a influenței lor mult mai departe de aceste frontiere.
Plus, eu văd încă din anul 2010-2012, când citeam pentru prima dată documente, strategii ale Federației Ruse de politică externă, că își doresc foarte mult reformatarea sistemului de relații internaționale. Ei promovează acel concept de multilateralism în relațiile internaționale, dar de fapt acest lucru nu este altceva decât unilateralism în care Rusia să-și impună voința ei proprie în procesul decizional. Mă gândesc și la ultimatumul din decembrie 2021, cu exact. Puțin timp înainte de invazie. Spunea, plecați NATO din Europa Centrală și de Est, plecați ca să venim noi. E exact același discurs pe care l-au promovat mai mult de 10 ani și la care noi nu am fost prea atenți. Pe de o parte, nu aveam acces atât de ușor la opiniile și experților care favorizau cumva acest format de discuție cu partenerii occidentali, dar pe de altă parte, acești experți nu făceau altceva decât să reproducă sau să transmită mai departe niște mesaje pe care Kremlinul le avea deja formulate. Gen Dugin sau alții? Nu doar Dugin, aici mă refer și la Karaganov, mă refer și la Trenin, care a lucrat pentru Carnegie o bună perioadă de timp și ei erau un pic mai voalați, un pic păreau acea inteligență sau elită intelectuală a Federației Ruse, dar care aveau o misiune foarte clară, să transmită mesaje că este timpul să vă temeți de noi, pentru că noi încercăm să recucerim ceea ce am pierdut puțin mai devreme, și puțin mai devreme înseamnă în anii 90, atunci când s-a destrămat Uniunea Sovietică. Acesta este cadrul general politic pentru această situație care a premers acțiunile din Crimea, din Donbas și, bineînțeles, invazia pe scară largă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022. Sunteți la RFI, sunteți la Decriptaj, vorbim în studioul RFI cu experta în spațiul ex-sovietic, Angela Grămadă. Spuneam mai devreme că vom avea și opinia directorului New Strategy Center, analistul militar și de politic extern, George Scutaru. Am discutat cu el despre situația de pe front, dar și despre mizele regionale ale acestui conflict, inclusiv pentru Republica Moldova și România. Să-l ascultăm! Invitatul nostru în acest tronson al emisiunii este directorul New Strategy Center, George Scutaru. Tocmai s-a întors de câteva zile de la München, de la conferința de securitate de la München, unde organizația pe care o conduce a găzduit un panel, și George Scutaru, aș fi foarte curios să ne împărtășiți atmosfera pe care ați resimțit-o acolo, pentru că din ce a răzbătut știri, comentarii, a apărut o preocupare foarte puternică față de situația actuală de pe front și din jurul Ucrainei. Mă bucur să ne vedem din nou. Da, într-adevăr, cred că au fost două temele majore care s-au regăsit atât în dezbaterile publice, cât și din diversele formate de întâlniri mai restrânse, cine de lucru, prânzuri, panele tematice. În primul rând, îngrijorarea privind degradarea situației pe front din Ucraina și presiunea din ce în ce mai mare la care Ucraina este supusă din punct de vedere militar. În momentul de față, Ucraina beneficiază de maxim 2000 de încărcături de artilerie pe zi. Putem compara cu cât foloseau în perioada ofensivii, cam 8-9.000 pe zi, deci o scădere dramatică a numărului de lovituri de artilerie de care beneficiază. Totul este legat de, pe de-o parte, de lipsa unui suport bipartizan în Statele Unite și degradarea susținerii din partea zonei conservatoare radicale a Partidului Republican, care blochează demersurile în Congres. Pe de altă parte, ritmul creșterii producției industriale în Europa, în America, nu atinge acest ritm care să satisfacă nevoile Ucrainei pe front. Au fost apeluri foarte energice, dar în același timp care arată și o disperare a situației. Exemplu, premierul
Danemarcii a anunțat că Danemarca va renunța la toată artileria sa în favoarea Ucrainei, vor trimite toate tunurile pe care au Ucraina și muniția de artilerie și de asemenea vor trimite Ucrainei sistemele de apărare anteriană, iar premierul Danemarcii a făcut un apel că și alte state care se află din cadrul NATO într-o situație similară, care nu se află într-o zonă de risc, cum este, să spunem, cum ar fi statele din flancul estic al NATO, statele baltice, Finlanda, Polonia, chiar și România, care se află în proximitatea zonei de conflict, cel puțin în ceea ce privește apărarea anteriană, trebuie să aibă apărare robustă. Făcut apel la asemenea state să doneze o mare parte din sistemele de apărare anteriană. De asemenea, președintele Petru Pavel al Cehiei a anunțat că Cehia împreună cu alte state au identificat la nivel mondial o resursă de circa 800.000 de obuze care ar putea fi livrate într-un timp relativ scurt pentru Ucraina. Deci se vede îngrijorarea statelor europene pentru a livra Ucrainei o cantitate de muniție care să-i acopere necesară pe termen scurt. A doua îngrijorare este necunoscută legată de evoluția din Statele Unite, sau mai bine zis, perspectiva, mai bine zis, ca Donald Trump să ajungă președinte, adică suntem mai aproape de acolo. După ce Trump va câștiga alegerile și ceea ce se întâmplă acum în Congres nu este un semnal foarte îmbucurător și mai ales declarațiile lui Trump, ale persoanelor din apropierea sa, privind modul în care acesta se raportează la NATO, la respectarea articolului 5, aceste idei absolut ciudate a împărțirii statelor NATO în două categorii, cei care ating 2% din PIB pentru apărare și cei care sunt sub acest nivel și astfel vor beneficia sau nu de umbrela de securitate articolului 5. Există o îngrijorare și în toate discuțiile, fie publice, fie în diverse formate mai restrânse, s-a făcut un apel la americani, a fost o delegație din Congres importantă, peste 20 de reprezentanți și republicani și democrați, și în discuțiile care au avut loc cu ei, diversi demnitari europeni le-au dat un semnal cât se poate de clar că dacă se va întâmpla ceva cu Ucraina, acest lucru va afecta și imaginea Ucrainei. A Statelor Unite. Da, un avertisment care e firesc în aceste condiții. Care sunt totuși perspectivele în acest moment pentru Ucraina la 2 ani de la declanșarea invaziei și la 10 ani de la Euromaidanul ucrainean, nu? Sau momentul de vârf al acestui protest care a ținut din noiembrie până prin februarie-martie și care a arătat voința poporului ucrainean de a merge către Occident. Dar care sunt perspectivele acum? Avem un război de 10 ani care durează. Războiul împotriva Ucrainei declanșat de Rusia a început în 2014, de fapt odată cu anexarea Crimeei și războiul din Donbas. Este practic un al doilea episod această acțiune militară la scară largă din partea Rusiei. Ucraina joacă supraviețuirea. Dacă e să analizăm discursul lui Putin, discursul oficialilor ruși, îi vorbesc de un război civil, ceea ce neagă practic existența ca și popor a ucrainilor. În al doilea rând, tot acest proces de denazificare invocat de ruși înseamnă de fapt schimbarea conducerii politice. Dacă vă uitați pe toate declarațiile pe care le fac rușii, îi spun că obiectivul nu s-a schimbat de la începutul operațiunii militare și el rămâne în practică. Sunt, de exemplu, este revista Gândirea Militară a Statului Major al Federației Ruse și sunt diversi generali influenți care publică materiale analitice și într-unul din aceste articole spune foarte clar că operațiunea militară specială nu se va încheia atunci decât când întreg teritoriul Ucrainei va fi partea Federației Ruse și eliberată. Deci din punct de vedere politic ei nu se vor opri aici. Chiar dacă vom avea o încetare a focului, ceea ce este foarte probabil odată cu venirea lui Donald Trump la putere, cred că, din păcate, acest lucru va fi doar un episod până
va urma o nouă agresiune. De ce spun? Economia ucraineană este foarte afectată. Țara are o scădere de minus 30% din PIB, are 6,2 milioane de refugiați și 7 milioane de oameni care stau în Ucraina, dar în alt loc decât unde trăiau inițial. Forța de muncă este afectată, chiar dacă s-au eliberat zone în acest moment. Ucraina este una din cele mai minate țări din lume și procesul de deminare va continua foarte mult. Ca să vă dați seama, anul trecut Croația a anunțat că s-a încheiat procesul de deminare după războiul din Iugoslavia. Și câți ani au trecut de atunci? Și doar anul vorbim trecut, despre o țară mică și conflictul exact. N-a fost de amploarea celui din Ucraina. Exact, exact. Deci toate aceste lucruri vor pune amprentă. În acest moment Rusia pune presiune pe zona Donbasului, dar din punctul meu de vedere, dacă situația militară din teren îi va permite, dacă acest ajutor al Occidentului se va diminua și Ucraina nu va putea să reziste, fiindcă are o industrie de apărare, dar nu poate să producă suficient, încearcă să producă sute de mii de drone de mică capacitate ca să lovească țintele, diversele vehicule blindate, neblindate ale rușilor. Deci dacă situația ar permite, eu cred că premiul cel mai mare pentru Rusia ar fi ocuparea litoralului, fiindcă astfel ar sufoca relevanța strategică al Ucrainei, ar dispare, nu ar mai avea posibilitate să exporte direct. Uitați-vă ce se întâmplă. Astăzi, în Polonia, este un blocaj total al graniței cu Ucraina. Nu mai este deschis niciun punct de frontieră, nu se mai poate, niciun camion nu mai poate tranzita granița Ucrainei cu Polonia, care este o graniță mare, lungă. Nu vorbim de lungimea graniței cu Slovacia sau cu Ungaria. Gândiți-vă, și aceste demonstrații, chiar dacă, să spunem, au niște elemente economice la bază, cred că au și în spate și o bună campanie de dezinformare orchestrată de Federația Rusă. Deci, obiectivul lui Putin, în primul rând, este să distrugă Ucraina și nu va abdica, mai ales când vede slăbiciunea noastră, uneori incoerența de care dăm o vadă. Noi niciodată n-am livrat la timp ucrainenilor armament și niciodată n-am livrat în cantitățile cerute. Noi occidentalii. Da, mă refer, noi occidentalii, fiindcă facem parte, România face parte din lumea occidentală. Sigur. Suntem partea NATO, suntem partea Uniunii Europene. Gândiți-vă, primele discuții despre avioanele F-6 a fost în septembrie 2022. Și de-abia acum, să spunem, există un consens și vor pleca în câteva luni avioane spre Ucraina. Da, o situație sumbră și nu aș vrea să mă gândesc la această posibilitate pe care ați invocat-o și asta e ultima întrebare din dialogul nostru scurt din această emisiune. Nu vreau să mă gândesc la scenariul ajungerii Rusiei la gurile Dunării, ocuparea litoralului, ce provocare de securitate pentru România și ce cataclism geopolitic pentru Republica Moldova, față de care avem o relație specială și considerăm că avem o datorie chiar istorică. Deci în acest moment Ucraina rezistă. Cu pierderi, provoacă pierderi mari. Președintele Zelenski spunea la München că practic proporția este de 1-7 la Avdivka, unde s-au dat niște lupte crâncine între apărătorii ucraineni și atacatorii ruși. Numai că Rusia are o capacitate de regenerare a forței destul de consistent, iau în acest moment 420.000 de militari implicați pe toată linia de contact, mai mult decât dublu momentul când au început atacul în 24 februarie, acum 2 ani. Și există o determinare politică, care o vedem și pe plan intern. Credeți că Navalny reprezenta într-adevăr un pericol pentru Putin? Dar nu, l-a asasinat. Nu, dar a vrut să arate că e în control. Asta e opinia mea. Ieri s-a mai întâmplat un eveniment. În septembrie anul trecut, un pilot rus de etnie ucraineană a luat elicopterul și a aterizat, practic a dezertat și a aterizat cu elicopterul în Ucraina. După aceea ucrainenii i-au dat drumul și omul trăia în Spania.
Ieri a fost găsit împușcat. A fost asasinat. Deci, da. De la execuții ritualice, care arată foarte clar că brațul lung al GRU-ului și al FSB-ului ajunge oricând, nu e o noutate. Vă aduc aminte că pe Trotsky l-au asasinat bolșevicii în Mexic. Da, Skripal, venim mai recent. Litvinenko, da? Deci asasinatul face parte din... Deci dacă ar trebui să existe, să spunem, alături de tema tradițională de vulturul bicefal al Federației Ruse, cel puțin pe perioada regimului Putin, cred că recipientul cu plutoniu și Novaciocul ar trebui să fie partea stemei de stat a Federației Ruse în timpul dictatorului Putin. Asasinatul politic devine partea instrumentului său de conducere de putere. Și dorește, e și o simbolistică, fiindcă s-a întâmplat asta cu Prigojin, cu cei din cercul lui. Gândiți-vă la toată pleada aceea de oameni de afaceri care s-au sinucis în condiții absolut suspecte, s-au aruncat de la fereastră, cădeau în mod suspect de la ferestre, erau găsiți morți în propriile camere de hotel, până la Navalny, care, repet, putea să stea 10-15 ani în închisoare, cât ar fi stat Putin, nu reprezenta el în sine un pericol în momentul de față pentru regim. Fiindcă vorbim de un regim, uitați-vă cât de modeste sunt și dovezile de solidaritate cu familia Navalny, cu Iulia Navalny. În Rusia. Fiindcă oamenilor le-i frică. Faci ani buni de pușcărie doar dacă depui o floare la un monument improvizat pentru Navalny. Da? Dacă publici o postare în care defăimezi armata rusă. Deci au ajuns inclusiv acum, sunt propuneri de către parlamentari și probabil sunt diverse baloane de încercare care după o anumită perioadă de timp sunt puse în practică și devin parte a legislației ruse. Să se reintroducă codul penal, în codul penal rusesc articolul referitor la sabotaj, și asta era pe vremea lui Stalin, deci în perioada marii represiuni de sabotaj sub această ghilotină a acestui articol din codul penal bolșevic, au murit zeci de mii de persoane. Și sabotajul este foarte larg, deci poți să interpretezi orice, tot la sabotaj. Orice poate fi sabotaj. Așa. E propunerea unei senatoare care la o masă rotundă acum câteva zile a cerut lucrul acesta foarte vehement. Și există o propunere în primă lectură în Duma de Stat privind confiscarea proprietății pentru cei care defăimează armata rusă. Deocamdată este vorba de obiectul crimei în sine, adică ți-a laptopul mai pe românește, da? Dacă ai făcut postări. Dar de aici te poți trezi foarte clar la, îți confiscă proprietatea, îți confiscă casa, îți confiscă mașina. Laptopul stă într-un birou, biroul stă într-o casă. Poți ajunge la orice. Exact. Deci asta, ceea ce se întâmplă acum arată paranoia regimului, în primul rând paranoia lui Putin. Obediența de care dau dovadă, haideți să analizăm declarațiile lui Medvedev. Da? Medvedev, care era perceput atunci când a fost președinte, drept un copil minune al liberalismului rus, o mare speranță a reconcilierii cu Occidentul, iar în perioada lui Medvedev a fost acea scenă dramoletă între Hillary Clinton și ministrul de externe al Federației Ruse, în care amândoi apăsau pe un buton reset al reconcilierii dintre Statele Unite și Rusia. Acel uriaș buton galben pe care scria reset. Exact. Poza a făcut în conjurul lumii. Da, la ce a adus această politică de reset dintre Federația Rusă și Statele Unite și abordarea greșită pe care cel puțin atunci administrația Obama a avut-o în privința Federației Ruse. Da, așadar perspectivele nu sunt dintre cele mai bune. Aș vrea să adaug un lucru, dacă îmi permiteți, fiindcă ați spus. Noi trebuie să explicăm românilor, în primul rând, de ce susținem Ucraina. Interesul nostru este să avem un stat ucrainean puternic, democratic, stabil și angrenat cât mai bine în structurile pro-europene occidentale. O Ucraina instabilă, care va fi cu o populație bine înarmată, bine pregătită din punct de vedere militar, dar adusă în pragul sărăciei, o populație care va suferi trauma înfrângerii,
și care va avea deopotrivă sentimente antiruse, dar și antioccidentale, fiindcă vor considera că din cauza trădării noastre au fost siliți să facă o pace rușinoasă cu rușii. O asemenea Ucraina va fi un punct de instabilitate în mijlocul Europei. Gândiți-vă, o țară de 10 ori, cel puțin din punct de vedere al populației, mai mare decât Bosnia-Herzegovina, dar cu probleme similare, dacă nu chiar mai mare. O țară care va trebui să fie susținută economic și nu ușor. Nu e Republica Moldova care să fie ținută stabilă, să spunem, cu 200-300 de milioane anual. Va fi o mare provocare pentru întreaga lume occidentală, dar mai ales ar putea fi o provocare pentru toți vecinii săi. Și interesul nostru este ca Ucraina să reușească să-și mențină teritoriile, ca Ucraina să facă față acestui atac, ca Ucraina să fie integrată în Uniunea Europeană, fiindcă altfel, alternativa nu este decât să avem pe ruși pe Dunăre și va reprezenta coșmarul geostrategic al României. Întotdeauna este mai bine să eviți vecinătatea cu ruși. Da. Iar ceea ce spuneați dumneavoastră referitor la Republica Moldova se poate întâmpla. Adică puțin probabil ca din toate statele care nu mai sunt state tampon între Occident și Rusia, Rusia să decide că ar fi bine să fie menținut acest mic stat tampon numit Republica Moldova între Est și Vest, care alternează, să spunem, odată este Maia Sandu cu viziuni pro-occidentale, odată este Dodon cu viziuni pro-ruse, dar lumea acceptă de o parte și de alta, să spunem, că este o zonă care este încă disputată. Cred că de data asta rușii vor merge, dacă le se va da posibilitatea, pe ocuparea Republicii Moldova, fiindcă ei numai dacă vroiau să existe aceste state tampon, Donetsk și Lugansk n-ar fi fost anexate, ci rămâneau niște republici fantomă, cum sunt Abhazia și Osetia, ar fi fost Novorossia, acest stat tampon înființat, nu noile provincii anexate ilegal Herson și Zaporojie. Deci și închei cu, ca să vă dați seama că până la urmă rușii sunt predictibili și e bine să le cunoaștem istoria. Împărăteasa Ecaterina cea Mare îi spunea lui Voltaire, justificând împărțirea Poloniei, singura posibilitate de a ne menține granițele este să le extindem. Deci asta este filozofia statului rus de 300 de ani aproape. Și care nu s-a schimbat. Și nu s-a schimbat. A fost George Scutaru, director al New Strategy Center, aici la Decriptaj, în studioul RFI. Angela Grămadă este expert în spațiul ex-sovietic. Se vor împlini sâmbătă 2 ani de la declanșarea invaziei pe scară largă, dar sunt 10 ani, de fapt, Angela Grămadă, de război în Ucraina. Iată, în ultima parte a discuției, George Scutaru a vorbit despre mizele pentru România și pentru Republica Moldova. Ce ar însemna pentru România o prăbușire a frontului sudic și problemele care vor urma, cataclismul geopolitic pentru Republica Moldova în acest scenariu pe care nu ni-l dorim, dar despre care trebuie să discutăm. Nu ne putem face că nu există. Pentru România, cred că domnul Scutaru a menționat deja câteva elemente foarte importante, pe lângă faptul că se vor apropia foarte mult rușii de frontierele naționale ale României. Cred că se vor schimba foarte multe lucruri la Marea Neagră din punct de vedere al strategiilor de securitate pe care statele riverane trebuie să le adopte, trebuie să le regândească. Ucraina îi va fi tăiat practic tot tranzitul comercial prin Marea Neagră și aici vom avea o problemă foarte mare și umanitară și economică pentru această țară, pentru că va pierde ieșirea spre Marea Neagră prin porturile din Odessa și nu numai. Va deveni practic o țară care nu va mai avea ieșire la mare. 2. Va urma Republica Moldova, iar Republica Moldova nu are aceeași capacitate de reacție și de apărare pe care a avut-o Ucraina și știm foarte bine că România nu poate interveni din punct de vedere militar pentru a asista Republica Moldova decât doar prin acele elemente de capacity building pentru Ministerul Apărării al Republicii Moldova, adică pentru militarii moldoveni să fie pregătiți. Deși presupun că va fi o presiune politică enormă, având în vedere și experiențele amare ale istoriei, nu mulți vor spune, am părăsit odată Basarabia cu coada între picioare. Ce facem? Exact, iar aceste amintiri încă mai sunt destul de vii în rândul anumitor cetățeni ai Republicii Moldova, dar până atunci trebuie să reamintim că
Anul 2024 este un an electoral în Republica Moldova și nu este nevoie neapărat de o intervenție militară asupra acestui stat, pentru că există actori politici în Republica Moldova care servesc unor interese străine și există o serie de amenințări hibride la adresa securității Republicii Moldova care sunt folosite extrem și extrem de mult de partea rusă în prezent, să ne uităm spre Găgăuzia, să ne uităm spre Transnistria, să ne uităm spre nordul Republicii Moldova, acolo unde avem minorități etnice care au acces foarte mult la propagandă rusă prin acele canale de informare care sunt încă prezente în Republica Moldova și care își fac foarte bine treaba, adică de a influența mental cetățenii acestei țări. Dacă aceste forțe interne și externe sau forțe interne asistate de forțe externe vor reuși să redobândească o parte din influența politică pe care au avut-o anterior, atunci va fi pus în pericol și parcursul european. Sunt alegeri prezidențiale. Să spunem că Maia Sandu are o partidă importantă de jucat, nu? Ce ar însemna scenariul rău în care un pro-rus să ajungă președinte al Republicii Moldova? Păi ar însemna în primul rând deturnarea parcursului european al Republicii Moldova, pentru că chiar dacă nu se va spune stop din start, pentru că s-au făcut mult prea multe eforturi și este susținut acest parcurs european deocamdată de mai mult de 50% din populația Republicii Moldova, dar cu o strategie de dezinformare foarte bine pusă la punct, acest parcurs european poate fi deturnat nu doar prin acțiuni de sabotare a celor negocieri care urmează să se întâmple sau a celor reforme care trebuie să fie implementate, actorul politic pro-rus ar putea să ajungă iarăși la mintea cetățeanului și să-i spună exact cum s-a încercat și în Ucraina anterior sau cum se încearcă în Federația Rusă în mod sistematic, să-i spună că nu ai nevoie de drepturi, nu ai nevoie de libertăți, statul ia decizia în locul tău, iar tu nu trebuie decât să plătești taxe și impozite și atâta tot, de restul ne ocupăm noi. Deci asta s-ar putea întâmpla în Republica Moldova și atunci am pierde nu doar timp, dar am pierde foarte mult potențial uman în Republica Moldova, pentru că eu sunt sigură că mulți ar emigra și mai mult de acolo. Ca să vă amintesc doar o cifră care e destul de importantă, Republica Moldova în prezent are 2,6 milioane de locuitori, conform datelor Biroului Național de Statistică. La începutul anilor 90, noi aveam 4,5 milioane de locuitori. Deci aproape s-a înjumătățit. Autoritățile susțin că am pierdut o treime din populație pe timp de pace în Republica Moldova, ceea ce este o catastrofă umanitară și demografică în același timp. Mulți însă din Occident votează cu partidele pro-europene. Asta exact, e important. Da, asta e important de menționat de fiecare dată, pentru că diaspora este cea care poate să facă diferența în anumite momente și nu doar din cauza remitențelor pe care le trimite înapoi în țară și practic ajută bugetul de stat, bugetul național al Republicii Moldova, dar și cumva ameliorează acest parcurs pro-european al Republicii Moldova, pentru că vine cu acea experiență europeană și poate să explice mult mai ușor și mult mai accesibil publicului din Republica Moldova decât o fac autoritățile guvernamentale, de ce e mai bine cu Europa decât cu Moscova. Există, Angela Grămadă, exemplul viu, da, al celor care acolo s-au dus în vest și duc o viață mai bună. Ce să-i faci că unii dintre ai noștri de aici, din Republica Moldova, din România, încep să uite asta și se duc ușor, ușor către zona cealaltă. Da, poate că vor înțelege cam cum stau lucrurile și se vor trezi în ceasul din urmă. Mulțumesc foarte mult, Angela Grămadă, pentru prezența la Decriptaj în această seară. Îi mulțumesc și lui George Scutaru pentru că a fost împreună cu noi atât în această seară la emisiunea Decriptaj. Ne auzim joia viitoare, cele bune!